După ce au cucerit titlul în Liga 1, campionii de la Farul Constanța s-au mutat în club, unde în frunte cu antrenorul lor, Gică Hagi, au petrecut până în zori. Iată imaginile. Alături de noi în direct, Andrei Rădulescu, redactor șef, Antena Sport. Bună dimineața, Andrei, mulțumim foarte mult pentru prezență. Bună dimineața! Cum poate fi interpretată această victorie a Farului Constanța după doar 2 ani de când a fost preluată de Gică Popescu și de Gheorghe Hagi? E oarecum o surpriză. Dacă ne uităm, ne întoarcem puțin în luna iulie, când a început campionatul ăsta, atunci... Evident, favorite la titlu erau 3, FCSB, CFR și Craiova. Farul nu era luat în calcul, însă apoi a urmat o avalanșă de victorii surprinzătoare pentru echipa lui Hagi. S-a creat o echipă extraordinară acolo la Constanța și am văzut cum Hagi a dominat 80% din campionat, s-a aflat pe primul loc. O surpriză neașteptată, dar până la urmă cred că a fost echipa cea mai bună și a câștigat meritat campionatul ăsta. Și a arătat-o și aseară. Ce a contat foarte mult în tot acest traseu al echipei până la victoria de aseară, Andrei? Încrederea, cred, pe care Hagi le-a dat-o jucătorilor. Ceva fantastic. Alibec și-a revenit și a tras echipa după el, mai puțin în ultimele două etape în care n-a jucat după eliminarea de la Craiova, însă a fost piesa importantă și omul de vestiar de care Hagi avea nevoie. Hagi de obicei știe să gâdile jucătorii, să țină vestiarul și asta cred că a contat foarte mult pentru victoria Farului în campionatul ăsta. Muncă foarte multă, dedicare și mai multă și bineînțeles trebuie să iubești foarte mult fotbalul ca să poți ajungi într-un timp atât de scurt la o astfel de performanță. Dacă ar fi să mai adăugăm ceva la această rețetă, Andrei, ce alt ingredient ar mai trebui? Într-adevăr, munca de care ai spus și tu e atuul lui Hagi. La el muncă, 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 muncă. Dar Hagi a adunat și a cules, de fapt, ce a construit în timp, juniorii pe care i-a crescut, pe care i-a crescut de mici în același sistem de joc și asta a contat foarte, foarte tare. S-a văzut că Farul este o echipă legată, o echipă implicată care știe să ducă un sezon din ăsta greu altfel în România și cu bani puțin, pentru că Hagi investește mult, mult mai puțin decât alte echipe care au fost în play-off, decât toate din play-off. Este practic echipa cu cele mai mici salarii dintre primele 6 ale României. S-a văzut totuși că a reușit să ducă la capăt extraordinar de bine sezonul ăsta. Ce urmează mai departe pentru Farul Constanța? Aici este mai greu. Farul va avea un drum destul de dificil în Champions League. Nu este cap de serie. Are ocazia totuși să ajungă pentru prima oară în grupe. Hagi n-a ajuns niciodată nici cu Viitorul, nici cu Farul în grupele unei competiții europene. Are șansa acum, pentru că și dacă va pierde în Champions League, va pica în Europa League, apoi va pica în Conference League, unde sunt echipe mai slabe cu care se poate bate de la egal la egal. Dar, na, sperăm până la urmă să ajungem cu o echipă în grupele Champions League și să fie Farul surpriză și acolo, așa cum a fost în campionat, să fie și în Champions League. Dar va fi greu, pentru că nu este cap de serie și contează foarte mult lucrul ăsta. Gică Hagi spune așa: m-am născut să câștig, nu să exist. Poate că acest motto al lui Gică Hagi îi va ajuta pe jucători și îi va motiva să ajungă totuși în Champions League. Andrei Rădulescu, mulțumesc foarte mult pentru prezența la știrile dimineții și pentru toate aceste comentarii oferite de spectatorilor noștri.